Salutare teraliștilor! Săptămâna trecută am făcut clipul cu femeia de carte care a depus cele 9 ouă. A trecut o săptămână și de atunci nu a reușit să elimine celelalte. În câte văd are 3 glume mari pe ea și 2 mai micuțe. Asta ar însemna 3 ouă și 2 slaguri. Însă nu a reușit deloc să le scoată, ceea ce mă obligă la ceva intervenție din partea mea. Acum, în speranța că voi putea să le scot pe acestea două care sunt pe final, iar apoi să sper că va împinge și celelalte ouă către cloacă. Încerc ușor să masez zona asta, încercând să împing ouă și sper să reușesc să nu-l sparg din ea. Vrei mai și mare și să-ți bate? Am lăsat una pe caldă vreo jumătate de oră. Ajută cu ceva. Să. Problema e că este și mare, ouăle sunt mari față de ouăle de colubrid, care sunt mai lunghiețe. Din păcate, când ea nu face treaba pentru a-i salva viața, e nevoie de ajutorul stăpânului. Și ăsta este exact cum am zis, un slag. Mai are încă 3. Se vede pe ea. Încă 3 umflături. Și sper să reușească să le împingă. O să mai las ceva. După care voi reveni. Să sperăm că va reuși să le împingă măcar până spre cloacă și să le scot eu după. În mod clar, un slag. Mă bucur tare că am reușit să-i scot asta. Acum aștept următoarele. Chiar de nu știu dacă e viabil, ouăl. Nu prea cred, prin cont că o săptămână de când stă în ea. Eu mă stau mai până la incubat. O să vă aștepta, să vedem cum te curge cu celălalt de. Au trecut 24 de ore și pe ea nu s-a văzut absolut nicio mișcare, așa că am luat decizia de a masa burta și a elimina ouăle. Problema e că odată cu astea 3
mai clar să vă dau pe ea, aici și ceva sânge. Ceva cam mult. Ia, nu știu ce să zic, pare ok. Nu se mai simte nimic, îmi pare a mai avea un slag. Este destul de subțire acum. Însă, nu știu cât dubios este asta cu sângele ăsta. A mai fost, am ia un slag și două ouă, care sunt legate între ele cu pielița aceasta destul de dubioasă. Sunt îngălite în asta. Nu e că odată cu astea a ieșit și ce nu trebuie. Acum o să vedem pe perioada următoare cum va evolua femeia. O să vă țin la curent. Însă, pe mine unul m-a panicat un pic. Și practic panica mare abia dacă încolo. Abia dacă încolo începe, sunt curios și sper să fie ok. Probabil că asta e și, adică mai mult asigur de ultima oară când mai interichez de la anul încolo, gata. Intră la pensionare, am făcut 4 ani, 9 ori suficient. Sper să trăiască, să fie doar un simplu efect dacă încolo pentru mine. Deja are și ea 10 ani, anul următor face 10 ani, așa că nici nu mai insist pe reproducere, că nu știu are de rost. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem data viitoare. Sper cu vești mai bune decât atât. Vă salut și nu uitați, promovați Terrarist.